Ministrul pentru relația cu Parlamentului Victor Ponta a declarat marți 21 iulie că raportul Comisiei Europene pe Justiție este un instrument birocratic depășit. Aș vrea să mă refer doar în câteva cuvinte la raportul de țară, care, din păcate, în forma în care noi l-am văzut, are foarte puțină relevanță pentru ceea ce se întâmplă ziua de azi în justiția din România. El critică acest document pentru că DNA, lăudat de altfel în raport, nu spune nimic în legătură cu scandalul în care a fost implicat fostul ministru al tineretului Monica Iacobriți. Ponta a precizat că deține raportul Comisiei Europene, care va fi publicat miercuri 22 iulie. Ministrul pentru relația cu Parlamentul a spus că în raport se specifică progresul făcut de justiție, dar că monitorizarea va continua încă un an, până în vara anului 2010. De asemenea, el declară că nu există o recomandare pentru a rezolva problemele. Ponta a mai spus că țara noastră a fost lăudată pentru adoptarea codurilor penal și civil. Totuși, el a acuzat birocrații de la Bruxelles că nu au citit respectiva lege. PSD-ul a concluzionat că România rămâne cu un raport de țară care nu spune decât că ne vedem la anul. Rămânem cu un raport pe justiție care ne laudă că am adoptat codul civil și codul penal. Dar eu, care am lucrat la codul penal și citind ce se scrie acolo, constat că nimeni n-a citit de la Bruxelles codul penal.